Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod la Căsuța din Pădure. Unde culegi excavatoare. Ce excavatoare? Sau... Ce excavatoare? Sau oglinz. Intrim. Oglinda s-a dus. S-a dus și bucuros s-a dus. Ești. S-a dus oglinda. S-a dus ghinionul, s-a dus tot. Oglinda oglijoare. Da, și nici el mai urât din fundoaia. Tiberiu. Da, eu, că nu stuns de aia. Dar și eu stuns? Noi nici tu nu ești stuns. Uite, trebuie să ne ducem să ne tundim, serios acum. Lasă așa, stăm așa, ne facem. Hai să decofrăm aici, să vedem cum ești. Da. Uite, din bata, ești cari? Cari. M-a apucat să săp aici. Să terminăm cu... Ninji, Cornele, ninji. Ninji afară, ninji. Mă gândeam că să-l rog cât stau seara acasă, mă mai gândesc așa. Așa. Să merg așa, drept. Așa, drept. De aici să fac așa? Oi, nu știu, oi, nu știu. Părerea păi și cum mergi așa, 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 ca șerpilii? Așa? Așa, drept, așa. Hai, tu te lași sus, părere. De aici așa. Și aici trebuie să băgăm o țavă, că aici vine apa, știi? Să treacă pe sub alei, să ducă. Că toată apa care vine, tot nu s-a durut și trece peste alei. Și de unde luăm noi țava acum? O țăvușcă de asta, de... Ca și țăvușcă. De șer. Lunica, bă, eu... Un lighean. Nu ligheană. Așa. Pui niște bidoane de astea de plastic, le tai, înțelegi? Și le pui așa, știi? Aha. Și când am turnat peste el, rămâne gaură, știi? Și stau, rezistă? A, ră, a, da, 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 că rămâne, da, 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 am înțeles. Bagă în jos, știi? Am înțeles, am înțeles. Da. Decofrăm și să rămâne ca să aibă loc pe de sub să treacă apa, ca aici vine toată apa de sus și îți dai seama, pe urmă treci și peste alei. Ui, da, hai zi. Să mergem drept așa, uite, drept așa, așa. Da. Știi? Și de aici, mergem până așa, frumos, până în dreptul ăsta, aici vine partea de la deal și aici partea de la vale, așa, până de... Ui, cum știi, tu ești... Și o să iasă și meșterul excavatorist și facem cum, da. Cum știi tu. Da, să mă apuc să săp de acolo. Hai să nu mai lungim, hai să fac ceva mâncare, să dau la găini. La mâță. Du-te, domnule, și dă-ți mâncare la mâță, la câine, la pisică, la găină, la pui de curc. Bă, niște bibiliști trebuie să luăm. Lasă-mă de acolo, tu stătea în ghioanele ei. Bă, niște bibiliști. Le înveți și pe cele cu carne de câini. Hai la tata, hai. Ia, uite-le cum vine. Ia. Când aude când desfaci conserva, rupi. Normele. Hai, la tata, hai. Hai la tata, hai. Hai de gândul, hai. Ia, hai la tata, hai. Hai la tata, hai. Hai la tata, hai. Ia, 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 ui. Și bagă. Îmi calca pe asta. Gata. V-am dat, asta eu dau lui Sașa. Ia, Sașa. Ia uși bucuroasă-i Sașa, ia. Hai, Sașa, vină pe-a tău, vină cu-a. Dar nu pe acolo, du-te pe aici, hai. Ia uși bagă. Așa. Dar tu nu mănânci? Știi, așa miroasă? Așa miroasă. A Parizia. Da, dai, bă, dai, că văd că... Ai grijă să nu strângi marginea. Nu sunt tărighini. Ei, dar cât vrei de afară, cum a făcut. Aaa. Hai, domnule, că e o frumusețe, domnule. E o frumusețe. E o frumusețe rară. Rară. Bă, tot afară stăteam așa și mă gândeam. Că eu noaptea stau și mă gândesc. La și te mi-ai gândit, domnule. M-am gândit la o chestie foarte tare, dar... Sunt costuri foarte mari. Lași și, domnule! Acoperișul la căsuță să-l facem cu draniță. Și bă, costă așa mult dranița? Cât costă, costă, dar faza știi de ce vreau să pui draniță, că îi stă foarte frumos și aș face și numai tipul reaptului din loc, că văd interdita asta de acum nu în viață mult urmare. Vreau să fie care vreau 30-40 de ani interdita asta. Măi, gine! Și pusă din nou, în locul eu mai crapat și aș pune draniță
Ce m-am interesat, am vorbit aseară cu domnul Curșea, că știe pe cineva de la Tazlău. Așa. Sau de la Rău, nu mai știu exact. Și cât zici că e? Să vădem că se e vreo 7-80 milioane. Hă? Cât e, bă? Ce vorbi ăștia, atâta, bă? Dar cât? 2 milioane? Dacă ar fi atâta... Dar cât, domnule? Hă? Cât? Mă spări deja. O 65-70 milioane. Cât? Tu te de aici! Serios? Tu te bă, de aici, dar dai pe niște scânturi de aceea 70 de milioane. Dar atâta, ui. Hai, nebunit! Da, atâta, e aproape un leu o draniță. Un leu o draniță? Aproape. Și câte draniți trebuie aici? 7-8.000, 10.000. Cât? 10.000 de draniți și când bați tu zăi? Dar e scumpă, Cornel, e scumpă. Da, dar e faină. Uă, dai, dar mai degrabă cumpărăm blinda. Ce le dau, dar mă trezești tu, trezești în oraș? Dar cum să pui drani, 70 milioane dranița? Da, și vrei. Doamne ferește, maica domnului, scumpă. E scump. Dar tu dai 100 de lei pe oglindă. Uă, dar e o oglindă, dar nu 70 de oglinzi. Lai 70 de oglinzi. Dar păi ce să fac cu 70, ca să le spargi pe tăti, nu? Nu, domnule, e prea scumpă. E scumpă 70 de milioane, văi de mine. Văi de... Dar du-te, nu, dar e prea scumpă. Eu știu că o să iasă frumos și ai tu planul și ai planuri de astea, cum zici, idei, noaptea trece prin cap idei, așa pe acolo, prin căpățână. E scumpă. Hă? Cum vrei tu? Văi de mine, jă de mine. Faci. Tu facem, de unde să facem? Noi, la oală. Da, la oală. Fai de 70 de milioane. Dar punem nylon. Punem carton. Punem cartone, cum să dăm 70 de milioane pe niște draniță? Ia că dai. 70 de milioane pe draniță? Așa și 100 de milioane. Da, dă tu, na, plătești tu, na. Dacă tu vrei, plătești tu, na. Dar n-ai nică. Hă? Și să vândă, îți vinzi excavatorul dacă vrei să faci draniță. Haide, domne! Dar cum? Eu nu vând nic. Aha. Ce să vând? Hai, da, nebunit? Da, da, da. O să reușim, dar știi cum? Mă gândesc, pentru că unde sunt mulți puterea crește. Da, ia roșie. Nu, domnule, dar zic așa, uite. Pentru cei care vor să ne ajute și să-l ajute pe Cornel ca să iei draniță, să luăm draniță, să punem, să facă căsta cu draniță. Eu o bat, eu tot. Nu trebuie să faceți nimic, da, altceva? Da, gândește că trebuie să suportăm și alte cheltuieli în afară de draniță. Ce mai este, eu? Trebuie să luăm alți căpriori. Vai de mine. Să că ai văzut că vechi. Vai de mine. Să lăsați un pic mai sus, că pentru draniță trebuie să fie șarpanta mai mare. Taban, des, scândurul unul alt, trebuie bătălugă. Apoi ajungem la 100 de milioane. 100 ceva de milioane. Vai de mine pentru un acoperiș, dar du-te, domnule, de aici. Vedem care au stat așa și... Ce facem? Nu, domnule, eu mă gândeam așa. Și așa noi, uite, avem membri canalul. Da. Care vrea să devină membru, e 10 lei, 2 euro. Da. E 2 euro de membru. Plus de asta aveți beneficii. Aveți emoticoane personalizate, aveți siglă de membru, aveți și în plus de asta aveți... Vorbi scurt, aveți... care vrea să devină membri, ne susține canalul și cu asta basta. Da, dar uite, au videourile, le punem cu 2-3 zile pentru membri înainte. Dar așa că... Video, numai că ei au beneficii... Cu cât o să devină mai mulți membri, cu atât o să reușim să facem acoperișul acasă. Face fain tare. Dar gândește că din aia 2 euro, 1 euro e YouTube. E așa YouTube. Și mai rămâne cu un euro. Un euro de membru. Ar fi o chestie. Este butonul alături de jos, care și cum vreți să devină membru, dacă vreți să deveniți membru, să ne ajutăm, să-l ajutăm, să ne ajutați, că suntem amândoi în aceeași echipă, să schimbăm acoperișul, să-l facem cu draniță. Sau dacă nu, nu mai zic altfel, că după aia zice altfel că nu mai, gata. Ce? Vreau să zic că nu mai, nu mai. Vreau să zic că o să facem un live. Bă, iar o șapte. Unica soluție și cea mai simplă e care vrea să ajute. Ai să... Ai la live, ia YouTube-ul, ia jumate din... Dar la fel și la membri. La membri cum, nu ia jumate?
Dacă omul plătește 2 euro, din 2 a 2 euro mai rămânem cu 1 euro. Da. Uite așa e viața. Tu te gândești, Cornel, că avem nevoie de 2000 de membri ca să strângem 100 de milioane. Să strângem 2000 de euro ca să facem acoperișul. Unde? Și ei nu-s măcar că-s... că-s foarte puțini. No, nu cred că reușim. Tu ce zici? Eu vreau să reușesc. Eu știu că vrei și ai intenții să reușești, dar eu cred că nu o să reușim. Da, eu să-l pornesc ca să... Să știi? L-am văzut, l-am verificat, m-am uitat la bontul, m-am uitat... Am văzut, domnule, am văzut. Bă, eu trebuie să repar șerbul de aur. O stricat asta, nu o stricat-o. Te sida odată cu Cornel Nifoame. Cornel Nifoame! Hai, te rog frumos! Te rog frumos! Deși, domnule? Deși? Cornel Nifoame! Se știu de bă dacă nu ți-o fac flendul. Dacă n-am să eu o să o pun în copac, într-un copac așa, mă sui tocmai sus, cât de sus pot eu, sus acolo, în vârf, și-o pornesc, și-o lăs pornit așa. Să vedem ce faci. Deja au venit, deja s-o apucat de... Eu lăs în plata lui să facă, să dreagă. Eu am cumpărat niște poxilină, niște poxipol de ăsta, niște picătura. Și vreau să mă duc în casă ca să lipesc șerbul de aur. Nu știu dacă am să reușesc. Sunt foarte multe și nu știu cum, care și cum vin. Aha, asta am găsit-o. Asta am găsit-o de aici. Am să o lipesc pe asta întâi. Eh? Nici nu-ți cunoaște. Am lichit una. Acum să vedem dacă găsim partea a doua. Am găsit o parte de aici. Uite aici. Up. Da, perfect de aici. O lichez pe asta. Încercat eu ceva, dar asta nu stă lichid aici. Că trebuie pe desubt cumva și trasa asta trebuia mai sus. Dar o ghibășesc eu cumva. Faza e că nu mai am bucăți. O dispăr bucățile. Asta mai este de asta, poate că să spun unde vine asta. Am reușit. Bine, se cunoaște loleaca aici că e grapada. Am reușit, am băgat-o frumos aici, dar nu mai găsesc bucata asta mare. Nu știu unde vine, mai trebuie bucata aici. Cred că asta așa aici vine. Vine aici, oare? Nu vine așa. Vine așa? Așa s-ar putea să vină, da. Asta aici cred că vine așa. Deci așa nu cred că vine. Uf! Hai na, că am mai pus o bucată. Dar nu mai am bucata așa, e una lungă. Și încă una mai mărișică, pe șerii nu le-am mai găsit, nu știu unde sunt. Hai de mine. Cornel, văd că s-a apucat acolo de făcut... cred că am să-l lăs așa. Da, ia uite la. Da. Acolo n-am ce să fac, lăs așa. Și o să dau cu o leacă de... O să pun o leacă de... Gips. Cred. Dar măcar e bun că... Că de cât am adus-o, m-am făcut adică. Nu găsesc, sunt două bucăți. Una lungă și una așa. Nu le găsesc, nu știu unde sunt. O fi sărit pe sub pat, pe aici, pe jos. Nu le găsesc. Sau s-au făcut flendurele. Cred că da. Dragostea lui, iubirea lui, excavatorul. Dacă ar, cred că-i tătă ziua. Ar... Ia uite-l.
toată ziua, dacă ar putea toată ziua s-ar juca cu el. Bravo, Corneluș! Bravo! Cât faci și Cornel aici, eu am să mă duc să umplu cada aceea cu apă, am să duc betoniera la vali, să o pregătesc acolo, numai cât, pac, 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 ne apucăm de turnat. Nu știu când o să scoatem și apa asta din fântână. Deluț! Am terminat, am umplut cada cu apă, acum mă duc să duc betoniera. Dar înainte de asta, am uitat să zic lui Cornel, ce vrei să fac aici? Dă-mi beșul ăsta, să știu nebun. Dacă nu se prăbușește beșul. Dă-mi beșul. Ce faci? Dă-mi beșul. Dă-mi beșul, să știu nebun dacă nu dă-mi. Vai de mine, știi. O dărâma bine și gata. Deluț. Na! Nu mai forța marșul. Nu mai forța marșul, dă-i cu cupa. Hai dărâma ta. Și unii e bun dacă nu. Hai de mine și de mine. Îl dărâm. Ia. Dacă îl, până la urmă, cred că îl dărâm. Vă zic eu că îl dărâm până la urmă. Hai să vedem ce faci. Gata, domnule, lasă-l așa că s-a îndreptat. Că îl dărâm și pe ăsta. Dă-i în față. Gata, dă-i. Lasă-l așa că îl dărâm. S-a îndreptat, e drept, e perfect, lasă-l așa, bun. E bun așa, gata, bun. E bun, gata, lasă-l așa. Lasă-l, domnule, că-l dă. Îl dărâm, mă. Îl dărâm, îl strâși. Îl strâși, domnule, lasă-l. Gata. Pa, la revedere. Păi, băiatule, bă. O dărâm atât de și. O ieșit din cui de aici, da, ăsta nu mai ține mult. Mai ține mult ăsta. S-a întâmplat ceva aici, cu crescut apa sau s-a împățit aici? Trebuie să-i bați niște cui aici, că ai scos tot ăsta să duci. Să duci jos ăsta și ai să o încurci. Ascultă dacă nu. Ia bata. Era să dărâm beșul. Păi cum, mă, dacă-i tras în jos de el? În jos? Da! Chica cupa pe el. Nu-i bun. S-a împins, nu vezi? S-a împins. Era lăsat. Eu cred că tu vrei să-l strâși. Și nu știi cum. Lasă-l, domnule, așa că e bun, e perfect. Și nu-ți place, lasă-l așa. Lasă-l, domnule, că e bun așa. Vină cu așa, Cornel, că am uitat să zic ieri. Ritualul ăla trebuie făcut 3 zile. Păi da, s-a îndreptat. Hai să mergem la oglindă. 3 zile trebuie făcut, nu da, mini. 3 zile trebuie făcut. Vin în coașii. Trebuie să și amândoi, am citit asară pe internet. Vină, domnule, în coașii. Păi nu vii? Hai să vii tu. Dacă n-ai să vii, hai să vii tu. Unde-i? Goarnă. Unde am pus goarna? Unde am pus goarna? Am pus-o. Uite-o. Leu, că o să târca cu tăt. Uite-mi. Bun. Cornelie! Cornelie, hai să mergem la oglindă. Cornelie! Și ce dacă a trecut? Uite-i drumul de aici așa. Hai să mergem la oglindă, te rog eu. Haide. Haide, domnule, țup până mâine aici dacă nu vii. 3 zile. 3 zile trebuie să facem acolo șapca să dispară ghinionul.
Hai. Noapte? Nu. Te cățeam direct. Te zic. Te zic cu mama. Vine, domnule, încoace să terminăm. Vine, domnule, că m-am citit pe net. Da, nu, domnule, trei zile la rând. Trei zile la rând trebuie să facem așa, vină. Haide. Un, doi. Hai. Dacă vrei să nu mai țip, hai. Dar hai, domnule, încolo să facem ritualul. Trei zile, hai. Ce zic? Cornel nu vrea să meargă să facem... Haide, domnule. Hai. Haide. Azi rămâi fără ea. Haide, domnule, odată. Nu mă, vă să țuf că aude toată lumea. Hai, domnule. Ue, dacă vii ușor, vină că mai este azi și mâine, atâta mai avem de făcut. Hai. Ca să scăpăm de ghinion, vin încoace, hai! Domnule, nu durează mai mult de 2 minute. Uite, cât făceai pe aici panoramă, mergeam. Și dacă, hai! Haide, domnule, odată! Ne, hai, dă-i, na. Eu stau, dă-i! Stau! Mă ologești? Și faci! Haide, domnule, nu mă mai fă să mă rog de tine, vine să facem ritualul, vine! Domnule, încă azi și mâine, atâta mai este de făcut. Dar nu-i ca ieri, e altfel de ritual. Vin încoace. Hai! Povești. Te zic. Povești. Acum. Povești. Dacă nu vii acum, țăp, tot îți va țăp. În gura mare țăp. Hai. Hai, odată. Hai tu. Cornel nu vrea să... Te auzi oamenii și-au venit oameni la câmp. Și dacă au venit la câmp. Așa. De bună. De bună voie și nesele de nimeni. Lasă să aud. Să vadă că ne-ai spart oglinda. Hai. Să audă lumea că ne-ai spart oglinda. Corneală a furat două rățe. A furat două rățe. Și ne-a spart oglinda. Să știe toată lumea că asta-i făcut eu. Ui, până sa s-aude, ui. Păi s-aude ta satul și... Gata, vin încoace. Acolo să facem ritual. Care ritual? Încă... Ce zic? Vrei să mai zic? Cornelu crapa și erbu. Eu? Da, tu l-ai crapat. Ui, du-te, lumea, nu-mi văzut? Du-te acolo, tată. Ha. Hai că dacă nu ți-o plătine acum, hai. Vine aici. Pune-te pe el. Pie, adică. Pie! Nu fac eu, domnule, nică. Lasă că zic eu acum. Hai. Pune-te, domnule, pie. Pune-te acolo unde-i îngropatul. Așa. Și zicem. Oglindă, oglinjoară, te-ai spart și ai adus povară. Oglindă, oglinjoară, te-ai spart și ai adus povară. Să te duci pe pustie înapoi să nu mai vii. Să te duci pe pustie înapoi să nu mai vii. Haide, mă, crede-mă. Când o-ai întrebat de tine, să uiți de mine. Când o-ai întrebat de tine, tu să uiți de mine. Ghinionul să se ducă. Ghinionul să se ducă. Ca apa, ca vântul, ca furtuna. Ca apa, ca furtuna. Oglindă, stai așa. Am uitat. Oglindoiu. Acum trebuie să... Oglindoiu. Oglindoiu. Haide, domnule, stai, domnule, că dacă... Se întoarce ghinionul la tine dacă nu vii. Domnule, se întoarce ghinionul la tine. Că cum se râde lumea din noi? Așa am găsit pe internet, așa facem. Oglindoiu. Acolo trebuie să faci, pe el, nu acolo. Acolo, pe el. Dar nu, îți dau. Hai, domnule. Îți dau. Țip să te audă lumea. Vin încoașe. Vin încoașe, încă o dată. 3 zile trebuie să facem la rând așa. Ce vorbești cu tine? Da, domnule, 3 zile. 3 zile. Mai avem o dată și gata. Că am făcut. Uite, ne-am ia pe deal la jii. Și dacă, domnule?
Zici că a luat o rază. Hai da și... Dacă îi spart oglinda. Dacă îmi vine nimeni, dacă îmi te spui ce. Zi ușor. Oglindi, oglindi, oglindoiu. Ogli... O... Oglindi, oglindi, oglindoiu. Oglindi, oglindi, oglindoiu. Care stau sub cuciorul pie. Care stau sub cuciorul pie. S-o gârli, gârli, gârlioiu. S-o gârli, gârli, gârlioiu. Duc să ghinionul cum s-a dus vântul, apa și ploaia. Duc să ghinionul cum s-a dus vântul, apa și ploaia. Fă-ți cruci. Hadi băi, dar mă poate că... Hai, nu da, băi, hai! Hai, gata! Hai, cum e că... Gârliu! Ce zic la toată lumea cum o faci? Corneli, gata, domnule, am scapat de ghinion. Gata. Vino coase, nu auzi? Vino, domnule, în coase și voi. S-aude până în stat. Cornel nu vrea să facă de mâncare. Gata, domnule, ne apucăm de treabă. Vrei să mai zic ceva? Nu mai zici! Cornel s-a apucat să fac acolo, vă, că uite la. Eu m-am apucat să dau cu motocoasa. Le îndurez pe leacă iarba asta de pe șans de aici, că... Și e ca la o casă de oameni gospodari, domnule, nu? Acum parcă e altă viață. Am tăiat tiburienii pe partea asta la altă. Și faci așa, se închină la excavator. Și faci, domnule? E cazul. Cine e cazul? Și ai pățit? Vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine, serios? Dar cum de-ai sărit-o? Bă, ai rupt-o. Nu-i ruptă. Vă-leu, e ruptă. Vă-le-leu. Stai așa, nu? Cu livierii, trebuie livierii. Oh. Dă-i o leacă așa, dă-i o leacă în față. Dă-i. Nu. Deșini la asta, din stângă. Spate. Ha? Spate. E de în spate. Dar ridică-te pe... Nu cred că e bun așa. Oh. Îți trebuie levier. Este așa. Nu, să nu dai deci. Oh. Hai să faci. Dă în spate, e de în spate. Dei. No, îți trebuie levier, că n-ai cum. Baga ceva acolo ca s-o dai. Da. Și dat în spate. Da. Cred că așa vine. E așa. Uai, de mine, să-mi rupă mâna. Dar ușor. Bun, hai. Da, așa. Hai că țin așa. Dar dai ușor, poate rup tișoarele, mânile. Și vorgheș mă pune să țin eu aici. Dă-i. Ho, stai așa, că nu mai ies acum. Nu mai pot să o scot. Dar cum nu
Dă-i așa. Dă-i iară. Dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i. Numai de unu, oh. Stai că nu-i bun. Uf. Ridică-te acum. Ridică, ridică, dai, dai, dai. Hop, hop, lasă-l așa. Și acum dai numai șânila asta. Ia dai să meargă. Dar nu trebuie de acasă. Păi dat, hai că-l dăm. Nu trebuie de acasă. Nu trebuie de acasă. Hai că aici aproape a venit. Numai de una dă-i ui. Stai așa. Ia, stai, 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 stai. Da, trebuie bătut ca să vină. Hai că-l batem acum. Bă, fraților, ne-am chinuit cam o oră, o oră și ceva, cred că. Nu i-am dat de cap. Tot ne-am uitat. N-avem chei, n-avem cum și desface. N-avem chei, dar nici nu știm unde e întinzătorul. Acolo e întinzătorul. Cornel zice că ar fi aici. Acum, nu știu, să fie aici, eu am schid digresat aici. E cheie tubulară. Da, și poate dai drumul ca să gresez. Na, n-am idei, dacă n-am mai umblat cu sculii de este. Aici sau dacă nu e aici, dar aici nu prea văd. Dar ia să vedem, partea cealaltă trebuie să aibă la fel, aia e la fel, nu? Okay. Sau să fie acolo în partea ce e? Aici nu. Uite și partea asta are la fel. Da, păi dar nu mă face așa. Nu știu. Ce bolă sărită. O scoți goleacă slabă? Da, da, și cum se întinde? Da, asta nu văd eu unde are. Acolo, ui. Ne-am uitat la toate butoanele, ne-am uitat peste tot, nu, nu îi dăm de cap. Vedea, ori aici are, ori acolo. Da, eu zic că fac și eu ca tine, cred că mai mult ca sigur acolo.
că el trage, trage tăta. Are tăta asta, da, și trage tăta asta, o trage, vă, că e legat, uite, se vede aici. Da. Asta trebuie să duc în spate. Da, pe are locul ăsta, ai vezi? Da, și se duce cam cât, duci. Cam atât se duce. Da, cât e... Ca să-i permită ca să poți să, să o tragi și să o pui. Aia la altă nu era mai bună de acasă? Bă, nu, ba da, era, dar o lăsăm pe asta, îți dai seama, și o aducem pe ce. Așteptăm să vină fratele meu cu chei, cu astea, și să vedem cum reușim să slăbim asta. Păi să schiu Nica să mănânc și... Ce faci acolo? He? Caut ceva să mănânc. Mi-e foame de nu mai pot. Uite. Și la răță. Da, ui, ai dreptate. Dar ce are mâncare și... N-au putrezit? Da, au, au, au și... Prostie în cap. Uite, este pâine aici. Să-și mă, că-i bună. Sașa! 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 Da! Da, bă. Mă veneam cu țep la mine, iară. Nu, farfurie. De după ce... Hai până la el mâncăm ceva și până după ce ai rupt șunii, l-am crezut că țep tot la mine. Da-și treaba la mine. Bă? Eu l-am rupt din cauza ta. Păi din cauza ta? E din cauza mea. Dar nu-i bună până asta. De ce? E mușegăită. Serios? Da. Nu-i așa cu mușegai. Cum să mai cu mușegai? Mă spăl. Da, vezi, e mușegăit tata. E de vreo 4 zile aici și o mușegăit. Eu nu mai mănânc, dacă vrei tu mănâncă. Eu nu știu cum fac aici pâinea asta de dinuțelie. E naturală. Naturală. Nu chiar artificială. Cam gol. Na. Mănânc o bucuță. În ce? Pâinea asta să pui apă și o dai la pui, iată. Tot așa o pui. Ajung mănânci? Pâinea asta? Nu, bă, carne. Mănânc și-o. Ce se vede? Ce e naturală, domnule, n-auzi? E natural. Hai, mâncăm o leacă așa. Așteptam să vină frații mei. Să ai poftă. Ia cu ajuns, frate meu. Tu ajuns cu o seală. Salvatorul. L-am luat o bucată de gogoșa. Uite cu Pavel. A, uite, a venit Pavel cu cheie. Hei, gata, Pavel ți-l rezolvă. Pavel repară. Îl repară. Hai, Pavel, mai repede, cu uite, Cornel, și nenorocire o făcut. Hai, așa. Repede, 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 repede. Ușor. Vezi că-i cățelul acolo. Vezi că-i cățelul. Sașa. Ai luat cheiță? Ia-ți din și cheie luat-o. Care acasă să scrie, să dau cheie, unde crezi tu că e? Eu zic un vizitor și ăla e acolo și ăla capac ăla. Da, să trebuie să cute? Nu. Îți faci? Aici este mare, de aici. Da. Și ce să te o împinge și ala, ce să-ți vasă din asta. Și după aceea trebuie gresat înapoi sau cum? Da, după aceea trebuie gresat vasă din înapoi. Da. Ai grijă, nu te duci încolo, Pavel. Chica, noi mergem aici sus, că Cornel are treabă, da? Da. L-a pornit. Da, l-a pornit. Și noi stăm aici, da? Că acolo n-avem voie să stăm. Ia uite cum îl ridică, vezi? Chica, uite-a. Rățuște-li!
Ai grijă să nu te duci jos, da? Tași, Sașa! Ia, vrei să o mângâi? Ia! Mângâi-o! Nu vrei? Ei, lasă-o acolo! Vine acolo, frate meu, pe utilajă, cu sculi grele. Sculi de excavatorist sunt astea. Ia! S-a închinuit și eu așa. Hai, Chica, cum crezi că vine? Ha? În față? Da. Nu știi? Da. Tu stai aici ca să mă duc să-l ajut și eu pe tati? Da. Stai? Da? Vrei să stai pe scaun? Ca să nu te duci jos pe masă. Stăm aici, să te luăm, să te punem pe scaun. Hai, opa, opa să... Uite așa. Hai, așa, să stăm un pic cu mința aici pe scaun, da? Da, apoi. Așa, că eu mă duc să-l ajut, l-ajut pe tati, da? Da. Ia. Dă-i o leacă în față. Dă-i? Dă-i? Da, da, uite, aici vezi unde vine ăsta? Vine așa acolo, aia, da. Să nu se strâșe șunila. Dă-i în față! Uite, aici, aici ar trebui, dacă reușesc să vin aici, nu vine. Dă-i în față! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, dă-i, dă-i! Ha? Se rupe, e? Așa? Așa? Pavel, și cum îți stă acolo? Ue, nu știu, cred că e 22, 24. 24, 27. 27. Acum ar trebui să ducă ăsta? S-o dus? E, dă-i o leacă în față. Nu da, nu da. Dă-i o leacă, nu da, nu da. Nu, nu da. Iese vaselină? Ar trebui să duc roata asta în spate, nu? Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate.